Hei! Uite ce am eu! Aha, dă un coace! Ah, nu-i bai, nu e singura pe care o am! Wow, asta e mult mai mare! Mi-aș dori să fi avut acadeaua uriașă, nu pe cea mică! Aoleu! Se întâmplă ceva! Au acceptat provocarea! Ah, ce ni se întâmplă? Mă simt foarte ciudat! Cât o să se oprească? Nu mai începe odată următoarea provocare? Wow! Ce uriaș e! Ce e asta? Ce micuț e! Ce-mi place borcanul ăsta uriaș! Uite! Putem face măști faciale din el! Tare! Hai să încercăm! Îmi pun feliile astea de castravete pe ochi! Ok! E timpul pentru Nutella! Dar pare delicioasă! Știi ce? Mai bine o mănânc! Ah, ce bună e! Mai vreau! Vai de mine, e delicioasă! Aș putea mânca tot borcanul ăsta! Încă puțin! N-o să observe! Vai! Cred că am mâncat-o pe toată! Am ajuns la fundul borcanului! De ce durează atât de mult? Ce naiba? O mănânci? Stai! Ai mâncat-o pe toată? Era dita mai borcanul! Trebuia să-mi pui crema pe față! Păi, ia borcanajul meu! Da, o să-l iau, clar! Parcă am supărată! Vai de mine! 1, 2, 3, start! Ce tare! O fi aur adevărat? E clar din ciocolată adevărată! O să devorez gustarea asta dulce începând cu tocurile! Așa mai vii de acasă! Nu-i corect deloc! Eu ce fac cu ăsta? Ce-i drept, arată destul de bine! O fi mărimea mea? Mă simt ca cenușarea asta! Mi se potrivește perfect! Unde a dispărut? Nu-i așa că e frumoasă? Vin, prințesă! Se pare că-ți lipsește un pantof! Ah, vorbești despre mine? Punem pantoful, domnule prinț? Îți vine perfect! E totul în regulă cu ea? Da, are doar un moment pasional cu ciocolata aia! Nu te îngrijora! Cine are nevoie de un bărbat dacă ai dulciuri? Nu mai contează! Ești gata? Chiar ni se întâmplă asta? Am primit iPhone-uri gratuite! Asta e cea mai frumoasă zi din viața noastră! Uite ce nou și strălucitor e! Nu vreau să-l mai las niciodată din mână! Dacă tu ai primit unul real, înseamnă că eu l-am pe cel din ciocolată. Fix cum credeam. Aplicațiile astea nu sunt adevărate. Pe cine vrei să suni cu telefonul ăla? Ia uite! N-am mai văzut până acum aplicația asta? Wow! Ce frumusețe! Cred că nu mai rămâne de făcut decât un singur lucru. Nu-i deloc rea, să știi. Naomi? Ești bine? Arată ca o stană de piatră sau ceva de genul. Așa stau unii oameni cu nasul mereu în telefon, știi ce zic? Știu! Ești gata pentru puțină muzică? Revino-ți, fată! E absorbită total! Wow!
Trezește-te! Nimic? N-am nicio șansă! E timpul să apelez la ceva mai serios. O poți repara, domnule doctor? E grav! Se vede că e un caz dificil! Trebuie doar să examinez câteva lucruri. Da, fix cum credeam. Trebuie să descopăr ce e în capul ei. Stetoscopul e gata de treabă. Ia să vedem. Ok. Nu are mare lucru în cap. E ca o cutie mare și goală. Mai pot încerca un singur lucru. Vai de mine! Asta e treabă serioasă! Nu știu ce să-i fac, pur și simplu. Ești pe cont propriu. Nici măcar un doctor nu știe ce e de făcut? Ia să mă uit puțin la ăsta. Ce ușor e! Naomi începe să-și revină în sfârșit. Ce s-a întâmplat? Naomi? Am crezut că te-am pierdut pentru totdeauna. Calmează-te, Emma, sunt bine. Ok, hai să vedem ce am primit acum. Fursecurile Milka sunt mereu o alegere bună. Sunt sigură că vor fi delicioase. Oh, ce mult îmi plac! Știi ce? O să le fac să fie și mai bune! O să le pun în vasul ăsta ramekin, fix așa! Apoi am nevoie de o lingură și de niște lapte! Trebuie doar să măsor cantitatea perfectă! Acum o să le sfărâm cu lingura! Fiu, e greu să le sfărâmițezi! Ce faci acolo mai exact? Ok, vezi? Acum am obținut o pastă de fursecuri! Și e timpul să o coc! Trebuie doar să scot farfuriile astea de aici! De ce ținem picturi și bagaje în ăsta? O masă de călcat? Și plante în ghiveci? Fiu! Avem nevoie de mai mult spațiu de depozitare? În regulă! Acum e timpul să bag ăsta la cuptor! Abia aștept să fie gata! Acum o să adaug niște tușe de final! Nu voi da greș cu niște bomboane în formă de inimioară! Acum o să devorez rezultatul! Ah, e și mai bun ca înainte! Abia aștept să văd ce-am primit eu! Par a fi banane! O să mușc dintr-una! Nu! Îmi pare rău! Da, ai cremă pe față și în păr! Oare ce s-ar întâmpla dacă aș mușca o dată din trei bucăți? Oh, nu! Aterizează! Acum sunt plină de și mai multă cremă! Da, cred că trebuia să mă aștept la asta! Poftim, măi șervețel! Încep eu! Wow! Ce tare arată! Abia aștept să încerc una! E chiar bună! Și arată foarte bine! O să mai iau una! Oh, începe să-mi placă! Ok, ia să vedem! Wow, popcorn! Adică bomboane în formă de popcorn! Ah, ce-ai pățit? Cred că mă duc să joc niște golf! Wow, așa! Ia să vedem! Hei, ce tare e, nu-i așa? Da, încerc să joc golf, să știi! Hai că poți!
scuze, îți stau în drum. O să iau bomboana asta de aici. În sfârșit, e timpul să o lovesc. Stai așa, o secundă. Poftim? Cât de mult trebuie să stau așa? Gata, m-am întors. Popcornul face orice situație mai interesantă. Wow, ce lovitură! Nu mai trebuie asta? Am prins-o! Da! Un succes enorm! E delicioasă! Ok, recunosc că a fost impresionant! La ce clip se uită? O, Doamne! E atât de amuzant! Ce haios e! Eu o să-l deschid pe-al meu. Suc de căpșune și banane! O să-l gust! Hei, uite ce-am eu! Tu pierzi! O să-l gust! Bună, iubita mea frumoasă! Florile astea sunt pentru tine! Ce naiba? De unde a apărut? Mersi mult! Nu se poate! Vreau și eu un prinț! Da, ok, am și eu un suc! O să-mi împrospătez rujul înainte să sosească prințul meu! Trebuie să arăt grozav! Așa, perfect! Părul îmi stă bine! Ok, e timpul să desfac sucul ăsta! Da, e timpul să-mi întâlnesc sufletul pereche! Bună! Prințule? Ce e asta? Un tort? Nu vreau un tort! Vreau un prinț! Wow! Ce delicios pare tortul ăla! Oare ce gust are? Vrei să-mi guști tortul, prințule? Atunci trebuie să mă urmezi dacă vrei o felie! Mă scuz puțin? Doar o secundă, revin imediat! Salutare, domniță! Te super dacă m-am frupt! Tortul ăsta e spectaculos! Ce naiba? Mi-a furat prințul cu tortul ei! Nu-i corect! Nu poți să furi provocarea altcuiva! Bună, iubita mea frumoasă! Am înțeles! Hei, poți să-mi faci o favoare? Hei, am auzit că ai tort aici! Stai! Un alt prinț? Ce naiba? Wow, tortul ăsta e bun! E timpul pentru un prinț nou! Ok! Bună, iubita mea frumoasă! Tort, zici? Ok, dacă asta-ți dorești! Asta clar o să o învețe minte! Mi-au mâncat tot tortul! Nici măcar n-am apucat să-l gust! A primit ce merita! Iar eu măcar m-am ales cu buchetul ăsta drăguț! Ești gata pentru o nuanță frumoasă de albastru? Ce frumuseți naturale! Cui nu-i plac afinele și sunt proaspete! Poftă bună mie! Sunt delicioase! Nu vreau să ratez niciuna! Vreau să le mănânc pe toate! Știu! Hai să ducem fructele astea la un nou nivel! Stai puțin! Așa! Magie cu afine! Arată drăguț, nu? O petrecere la pahar! E rândul meu acum! Ce fericită sunt! Tăiței picanți sunt preferații mei! Ce deliciu sărat! Dacă spui tu... Ia să-i gust! Cămașa mea! Sunt aproape de ea și mă poate stropi! Nici măcar nu observă că mă stropește! Mai are jumătate de bol de mâncat! Vai de mine! Atacul sosului de tăiței! Ai puțină grijă, Julie! Am nevoie de un câmp de forță! Nu te aud, Joey! Sunt prea ocupată cu tăiței ăștia! Da, văd! Domnule, pot să vă împrumut puțin? Mersi! Sunt aici dacă ai nevoie de mine! Ce spui? Ce bine e să nu te stropească niciun sos! M-am bucurat prea repede! Ce delicioși sunt! Oare unde a dispărut Joey? Hai să ridicăm capacul!
Bomboanele astea arată super! Roșu e culoarea mea preferată! Și am primit și un pix cu gel acruț! Stai, ăsta e doar un pix albastru normal? Nu e deloc interesant? Trebuie să-mi dai și mie ceva bun! Nu știu ce să zic! Lasă-mă să-l gust mai întâi! Oh, ce acru e! Da? O să fie o combinație extraordinară! În gură cu tine! Da, e super! Fix cum mă așteptam! Stai! Știu! Julie? Vezi pixul ăsta? Are o capsulă cu cerneală specială, vezi? Tare, nu-i așa? Dar stai! O să torn puțină apă! Extraordinar! Hai mai repede, Joey! Ha! Așa! Fii atentă! Suflu și obțin o creație din cerneală! Voila! E o floare, nu-i așa? Ce frumoasă e! Fii atentă în continuare, bine? Urmărește-o atent! Nu mă băga în seamă! Învăț și eu de treaba mea! A funcționat perfect! Frumos arată! Bomboanele mele au dispărut! Unde te duci? Hei, încep eu? Oh, buze roșii seducătoare! Oare mi-ar sta bine cu așa buze? Arăt fix ca actrițele celebre! Vă mulțumesc tuturor pentru prezență! Ce strălucitoare sunt luminile astea! Ok, gata cu pozele, glumesc! Hei! Mai ești atentă? Ia să văd eu ce-am primit! Un pantof cu toc? Ce-ar trebui să fac cu el? Oare al cui o fi? N-o să o găsesc niciodată! Bună, fetelor! Vă lipsește un pantof? Nu! Ce tip ciudat! Unde-o fi? Hei, l-ai găsit! Mă ajut să-l încalți? Aș fi onorat! Câh, ce moment jenant! A fost doar un vis, nu? Ce bun! Miroase bine! E mai bun decât credeam că o să fie! Hai să nu mai vorbim niciodată despre asta! Hei, încep eu! Da, bine! Oh, uite ce de dulciuri! Sunt piese mici de puzzle! Am o idee! Mereu m-am priceput la puzzle-uri! Aproape am terminat! Oh, da! Arată perfect! Hei, uite ce-am făcut! Arată interesant! Stai, ești cumva... Și eu te iubesc, Naomi! E doar o inimă! Uite ce-am primit eu! Arată delicios! Glazura albastră e cea mai bună! Nu-i gata încă? Ce bună e! Ce caută ăsta aici? Uite ce ascunde brioșa mea! Se uită fix la tine! Ce moale e! E bună la gust? Ha! Am crezut că e un ochi adevărat! Și tu l-ai mâncat! Abia aștept! Încep eu? Astea sunt ce cred eu că sunt? Bomboane albastre? Zmeură albastră! Ce bune sunt! Sigur pot să le mănânc pe toate? Încă una! Aoleu! Mi s-a făcut frig deodată! Ce ciudat! Mi-au înghețat complet mâinile! Se simte chiar interesant! Ce-i asta? Hei, Naomi, prinde! Nu mă așteptam la asta! Știu! Trebuie să încălzesc puțin atmosfera! Încercarea moarte n-are! Vai de mine ce iute e! Wow! Ce s-a întâmplat? Hei, am rezolvat eu problema! Acum eu! Wow!
parcă ar fi niște picioruse. Oh! Au gust de panci de fructe. Ce se întâmplă? Picioarele mele au chef de plimbare. Da, trebuie să plec. Nu știu unde, dar mă duc. Pa? Vă mulțumesc foarte mult! Nu trebuia! Nu știu dacă o să o mai văd vreodată! Au forțat-o picioarele să se miște! Imediat după ce am mâncat astea! Sunt foarte îngrijorat! Hei, Thomas! Naomi! Tu ești! Mulțumesc, domnișoară detectiv! Te-ai distrat? Mi-a fost tare dor de tine! Ce ușurare! Bine, ești gata de următoarea provocare? Ce tare! Am primit mai multe tuburi cu gumă de mestecat și au toate aromele posibile. O să încep cu asta. O să-l storc puțin și o să iau puțină gumă. Wow, ce bună e! Știu, toate sunt bune la gust. Ia stai puțin. Crezi că poți face un balon mai mare ca mine? Start! O să le mestec cât de repede pot! Ce naiba? Cum te ai atâtea mâini? Pentru că vreau să câștig de aia! Of, ce trișoare ești! Acum o să fac un balon! Am fața plină de gumă! Cum arăți? Ok, e rândul meu! Balonul meu arată super! Wow! Ce mare s-a făcut! Cum scap de toată guma asta de pe față? Wow! Ce frumos e aici sus! Oare cât de sus pot zbura? Mi se pare că văd toată lumea de aici de sus! Hei! Dispar de aici, vultur idiot! Uși! Oh, nu! Pierd aer și mă prăpușesc! Ce crețos! Aveam gumă peste tot! Hei, unde a dispărut? De unde ai aterizat? Din cer? Ce sus am urcat! Vai de mine! N-o să-ți vină să crezi ce-am pățit! Hai să le ridicăm în același timp! Ești gata? Iar n-am primit absolut nimic? Stai! Iar a apărut lumina aia! Wow! Ce uriașe sunt! Astea sunt cele mai mari gume din lume! Deschide-o tu prima! Ok, ia să vedem! Vai de mine! Îți vine să crezi? E uriașă! Ești geloasă, nu-i așa? Wow! Chiar sunt geloasă! Ah! Oh, nu! Am scăpat-o! Se rostogolește! Glumești! Trebuie să mă duc să-mi recuperez guma! Stai! De ce sunt geloasă pe ea? Am și eu guma mea! Ce naiba e asta? Credeam că o să primesc niște gumă de mestecat! O să gust totuși! E un fel de amestec cleios! Wow! Ce flexibilă e! Oare e comestibilă? O să miros rapid totuși! Miroase oribil! Ce naiba pot să fac cu chestia asta? Wow! E distractiv să te joci cu ea! Iu, în sfârșit mi-am strâns toată guma! Și tu cine ești? Poftim? Dar tu cine ești? Stai puțin! Am ajuns în provocarea greșită! Scuze! N-o să-ți vină să crezi pe unde am fost? Știi ce? E prea mult de explicat. Ok, mă bucur că te-ai întors. Stai acasă după amiaza? Atunci e timpul pentru un maraton de filme. Ha-ha! Hei! Ce-a pățit curentul? Hai, mă! S-a zis cu uitatul la TV. Viața fără electricitate-i nașpa. A dormit cineva deja?
măcar avem gustări bune! E timpul să trec la ceva dulce! Sunt chiar bun la asta! Ia uite! Wow! Să încerc! Da! Hai să ne dăm unul altuia acum! Ups! Am găsit-o! Am găsit și ruleta! Știi cum să o facem și mai epică? Situația o să ia razna! Lovitura perfectă! Toboganele fac mereu treaba mai distractivă! Răspunsul e 5! Cred! Ok, am nevoie de niște hrană pentru creier! Ăsta e proaspăt! Dar cu ce-l tai? O să o fac singur! Ah! Suc idiot de ananas! S-a zis cu ăsta! Mă mulțumesc cu un măr plictisitor! Hei! Oh, un ananas! Așa! Cine are nevoie de un cuțit când poți folosi trucul ăsta? Ce? Ce fel de vrăjitorie a fructelor e asta? Cine ar fi știut că poți trage bucăți? E genial, Bella!